De 2 săptămâni, în centrele comerciale poți intra doar dacă prezinți un certificat COVID. Ca să vedem cum se respectă această măsură, am făcut un experiment cu camera ascunsă. Am intrat în 3 centre, iar agenților de pază le-am spus că avem certificatul în format digital. Pentru aceasta am prezentat un QR code pe care l-am accesat pe internet și a funcționat. Nimeni nu s-a prins că este un cod care nu are nicio legătură cu certificatul COVID. Atenție însă, dacă sunteți prinși de poliție, riscați o amendă usturătoare de până la 5.000 de lei și administrația centrelor pot fi trase la răspundere pentru că nu asigură un control riguros. Pentru agenții economici, sancțiunea se ridică la 35.000 de lei. Vom încerca să vedem cât de eficiente sunt verificările a certificatelor COVID în centrele comerciale cu un simplu QR code de pe Google. Pentru aceasta am ales la întâmplare 3 centre comerciale din capitală. Așa cum spune legea, ca să aibă acces în astfel de locuri, clienții trebuie să prezinte obligatoriu un certificat COVID, care de regulă este însoțit de un QR code. Certificatul de vaccinare. Trebuie să-mi scaneți ceva sau? Suntem ratați. Da. Da, QR code, da, mulțumesc. Poate? Pentru că în toate cele 3 centre am trecut fără dificultate, am revenit în ele doar că deja în calitate de jurnaliști pentru a întreba pe agenții de pază despre calitatea verificărilor. Într-un caz, unul dintre paznici a negat că ne-a lăsat să intrăm. Eu am trecut cu un simplu QR code de pe Google, nu era certificat de vaccinare. Când stau aici și nu... Da. Vreau Tatiana că intrați. Un alt agent de pază a recunoscut că este dificil să fie sigur 100% de validitatea QR codurilor pentru că nu are aparat special. Ar fi trebuit să avem un scanner ceva ca să scanăm. Ar fi de dorit, dar așa cu ochiul. Primești că nu prea sunt eficiente. Nu pot să dau 100%. Verificarea certificatelor COVID, fie în format tipărit, fie în format online, se face doar cu privirea în magazinele în care am filmat astăzi. Certificate de vaccinare și pe urmă intrați. Nu suntem bază de verificare aici, trebuie să purtați cu dumneavoastră. Mă trebuie. Credeți că sunt eficiente verificările astea? Nu știu, nu pot vă spun nimic. Da, certificate de vaccinare și intrați. Intrați. În fața centrelor comerciale, oamenii care treceau pe alături ne-au spus că pentru un control mai riguros, cred ei, este nevoie ca persoana să prezinte și un act de identitate. Eu cred că cel mai bine ar fi să verifici buletinul la intrarea în centrele comerciale, deja cu testul sau cu vaccinul. Și dacă nu, chiar să îi întoarcă înapoi. Chiar să îi întoarcă. Fiindcă lumea știe că nu mai întoarce nimeni. Наверное, поскольку здесь показывают там либо это фотография, либо что-то распечатка, здесь есть очень большая вероятность того, что ты можешь взять что-то другое у кого-то, где-то, и оно в этом плане не столь эффективно. Altcineva este de părere că aceste certificate trebuie cerute și în magazinele alimentare. În centrele de alimentare, în magazinele alimentare nu cere. Și care e sensul? Aici îl cere certificatul, acolo nu îl cere. E tot aceeași. Adică aici chiar nu vă țineți. Acum 2 săptămâni, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a instituit stare de urgență în sănătate publică la nivel național până în data de 15 martie din cauza numărului mare de infectări cu COVID-19. Potrivit noilor măsuri, certificatul COVID devine obligatoriu în centrele comerciale. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 5.255 de cazuri noi și 27 de decese.